La fel ca în fiecare sezon estival, o parte dintre cei care au locuințele aproape de stațiunea Mamaia le pun la dispoziția turiștilor. Metoda de închiriere este aceeași de ani buni. Proprietarii se înarmează cu scaunele, cu o sticlă de apă și flutură cheile de la imobile, la marginea străzii. Întreaga zi, zeci de astfel de persoane stau la șosea în zona variantei la intrarea din oraș. Prețurile oferite de ei pornesc de la 100 de lei pe noapte. Pentru un apartament cu două camere și pot scădea în funcție de numărul de nopți petrecute. Unii turiști opresc, întreabă și de cele mai multe ori își continuă drumul. Acesta este gestul pe care îl vedeți zi de zi de la intrare în oraș și până departe în stațiunea Mamaia. Prea puțini turiști au însă încredere în acest gen de servicii. Am avut încredere cu vreo 17 ani și de atunci nu. Nu sunt condiții foarte departe de plajă. Am înțeles că ei vin cu prețuri totuși mai mici. Dar... Nu contează când vin în vacanță. Strângi un an de zile ca să te simți bine. O încearcă să câștige ceva. Nu dar știu. V-ați oprit să... Nu. Care nu sunt motivele? Nu știu, nu prezintă încredere, cred. Hotel mai bine. Hotel? De ce spuneți asta? Pentru că e aproape de plajă, sunt condiții bune... Și am fost mulțumit. Există însă și turiști pentru care acest gen de cazare este unul obișnuit și de care nu se tem. Într-un fel, da, depinde și de buget. Dacă nu este în buget, apelești la ei, n-ai ce faci. Sau dacă nu găsești cazare la hotel sau ceva mai bun, nu ai de ales. Trebuie să mergi la dânsii. Păi inspiră încredere... Te uiți la oameni, unii da, alții nu. La vederea camerelor de filmat, mulți dintre cei care închiriază apartamentele au încercat să se ascundă. Mulți dintre ei se tem de controlele ANAF, care le-ar putea compromite sezonul de câștiguri.